În acest episod, modificăm radical echipa. Bun salutare tuturor mele meu CDS și astăzi ne găsim în episodul cu numărul 8 din frumoasa noastră carieră cu FC Argeș. Hit că este al 8-lea episod, sper să nu greșesc. Astăzi o să avem antrenament în fiecare zi, săraci băieți, o să avem antrenament în fiecare zi și încercăm să vedem cum modificăm echipa, pe cine dăm afară, cum o să meargă treaba. Păi, în primul rând, formația o să rămână aceasta, văd că merge foarte bine și deja avem foarte multe plusuri. La contract am stat eu de unul singur offline, ca să le fac foarte frumos. Luleca, Leca, dacă nu mă înșel, era apărătorul care era extrem de lent cu 45 pace. Leca nu prea o să joace absolut deloc la noi, deci de la asta te duci gratuit, câți băia finuți. În DIA, bă, a fost un jucător prețios, dar 29 de ani, 57 OVR, nu mai văd unde este bug, plus că probabil o să facem un alt atacant, deci mai bine te lăsăm să pleci gratuit. Alexandru Greba, când portarul de rezervă, sincer, cred că o să te lasă să duci tu gratuit, 28 de ani, mai poți juca pe la alții, vezi tu ce faci. José Andrei Cosma, de străveri, nu stau să discut, l-a preferit în asor că i-am dat din greșeală o sumă de bani mai mică și nu i-a convenit, deci cel mai curând, dacă nu primești un nou contract, Andrei Prepeliță, rămâi la noi, nu-i nicio problemă. Iar paraguianul nostru, CDM-ul, bă, nu o să prinzi niciun meci la noi. Deci, pe scurt, pe 5 de aici ai lăsat clar să pleci. Sperăm să ne înțelege cu Prepeliță. Dacă Prepeliță în această carieră vrea să pleci, eu o să las liniștit, să duc, să fac ce vrea el. Dar, din preferat, ar fi să scăpăm doar de 5. Dacă intrăm aici la cei mai slab cotați, totuși vedem că nu sunt jucători ăștia de 53 OVR. E Honciu, care e Honciu la fel, nu o să prindă nica, bă, Honciule, eu îți reziliez contractul acum. Sincer, adică să rămâi la noi degeaba, mai bine te las să te duci. Bă, băieți, o chestie foarte faină, îi dăm frumos aici, trebuie să vină scoutul și de la ei, dar în rest avem hopa extrem de mulți jucători. Dar, ceva ce am aflat mai parcurs, nu știu dacă să merge pentru toți, cel puțin... De câte știți și voi, nu putem lua niciun jucător de la Dinamo București pe motiv că suntem rival. Chestia se datorează faptului că am dat negocierile să fie stricte, ceea ce dă un plus de realism. Mi-a părut cu, de exemplu, tea lui Mefș, la lui Pedro Santos, lui The Neuer, expiră contractul, lui Jean Carlos expiră contractul, mi-a părut că la toți ăștia expiră contractul, chiar și lui Nedelcearu expiră contractul, dar cred că este acum o chestie adăugată în FA21 în care... Preface echipa, contracte, nici nu știu exact cum o fi, mie apărea că niță nu trebuie să expire contractul, dar mi-a luat țepa, se pare că nu. O să încep să fac o curățenie în jucători, pe cine pot să aduc, pe cine nu pot să aduc. O chestie puțin interesantă, totuși înainte să arăt lista curățată. Bă, în care era mea, cei de la CFR Cluj s-au transformat pe pule. Cum o echipă din Liga 1 din România să-l transferi pe unul pe care îl cheamă pule? Am mai curățat așa din listă, am scos jucători pe care chiar n-aveam nicio șansă să-i cumpăr. Și știm că deja am dat banii pe contracte, eu zic să încercăm să ofertăm anumiți jucători care rămân liberi de contract. Și dăm așa de la cel mai bun, vedem că cel mai bun pe care l-am păstrat este Federico Higuain. Cine este Federico Higuain? Este fratele mai mare al lui Higuain, 36 de ani, argentinian, extrem de lent, fără stamină, nu știu, ar fi un transfer interesant să-l aducem pe fratele mai mare al lui Higuain. Dar totuși este destul de bătrân, dar dacă stăm și ne uităm, totul găsim pe Fai, care este un fost jucător la Dinamo București, Fai, care poate juca și RB, și LB, noi cel mai probabil folosim LB. Băi, este vitezoman, 72 EVR, ne-ar trebui un asemenea jucător. Chiar nu stau să discut prea mult, sincer, eu îți ofer crucialul, dacă vrei să fii crucial. Deci normal să ceară doar 2 ani, pentru că vine la o echipă care e mult mai slabă, totuși e un fost jucător al lui Neamu. Bă, ar fi un transfer realist acesta, să știți. Ar chiar putea fi un transfer realist și v-am și zis de ce, pentru că acest tânăr la 28 de ani, din floarea vârstei, a mai trecut prin Liga 1 și accept un salariu de 8.000 săptămână. Perfect, încă nu mi s-au dus nici banii. Perfect, putem lua așa o grămadă. Avem și primul nostru jucător. Mamă, dar chiar mă bucur. Băi, cam micuțel așa la înălțime, dar are defending, e foarte bun. Bă, vitezoman, are accelerație 87, cu sprint 82, e bun, agilitate, sari. Bă, dar ce sari omul.
Nedelcearu, sincer, dacă nu putem să luăm așa, prefer să nu. Dacă totuși ne hotărâm să-l punem răbă pe fai, avem totuși om ca lăbă. Sitea, presupun că se numește, probabil unii dintre voi deja îl știu. Este un fost jucător la FCSB, bine, pe atunci că se numea Steaua. Bă, băieți, are extrem de multă stamina, are acolo ceva viteză, un brazilian la 30 de ani, 70 OVR. Ar fi interesant. Pe partea de CM am aici un jucător pe care probabil unii dintre voi îl și știu, dar și o râți. O jucat împotriva României în acel meci Islanda-România, care l-am pierdut din păcate cu 2-1 și a ratat calificarea. Pletosul ăla de acolo sigur a fost remarcat, poate juca CM, mai mult CDM, că are acolo mai mult shooting decât defending. Bă, și asta e interesant. Un salariu destul de mic, joacă în seria a doua, bine, a jucat o leac și prin seria A. Iar în rest mai avem așa, dar avem și pe Buziuc, care Buziuc putem lua tot liber de contract, joacă stă cam sau lămă, dar nu prea are viteză. Pereira, la Pereira aștept, opa, că am dat din greșeală. La Pereira în continuare aș aștepta să vină statistica. La fel și la ceilalți băieți. Bă, în general, eu normal am luat mulți. Am luat mulți cărora le expira contractul. Doar că supun că în FIFA 21 li se mai reface contractul din când în când. Deci dăm mai în față până primăm ofertă și până nimeni uităm ce facem cu echipa. Se pare că avem zis primul jucător care a plecat. Hai să ne uităm foarte rapid. Dacă nu mă înșel, este chiar vorba de apărătorul nostru extrem de lent. Da, Leca. Care, hopa, ghiciți la ce echipă s-a dus Leca. Se pare că Leca deja a hotărât echipa la care se ducă. Leca se va duce în Paris, da, totuși în Lega a doua, la Paris FC, rivala lui Paris Saint-Germain. Bă, bravo lui, un român care se pare că a ajuns sus. Păi bine, o să fie rezerva unei rezerve ca la noi, dar asta e, măcar prima mutare, ca să zic așa, dar nu se întâmplă nimic. Deja, uite, ajungem pe 17 ianuarie și nu se întâmplă nimic. Facem și ultimul nostru antrenament din această lună. Vedem că l-au note foarte bune. Sincer, acum, uite, am, practic, ne-am antrenat o lună întreagă. Jucătorii mai arată așa cât de cât. În OVR nu prea au crescut imens, dar... Haideți să continuăm să mai vedem ce mai vor jucătorii noștri. Îi dăm frumos de la cel mai scumpuț, mai ales acum că știm OVR-ul tuturor. Marco Marin. Cel mai probabil... N-avem bani de tine, deci du-te. Oldrin, avem acum bani de tine, deci du-te. Măi, Sitia, cât de cât este rapid acolo. Păi, un jucător interesant, o mai trecut pe lângă întâi. Haideți totuși să începe să ne mai ducem jucători. Cu oricum o să mai ducem și în perioada aia din vară, dar... Hai să avem câțiva bunici aici, salvați. Crucial, frumos, cred că nu o să vrem mai mult de... Garantat o să vrem un an, a? Opa, acceptă și trei, bă. Fără nicio clauză de reziliere, foarte frumos. Și pe săptămână îți ofer un 6.000 așa de început, hai să vorbim. Trucul veșnic, nu-ți dau nimic acum aici la semnătură, dar hai că-ți dau un 7. Hai, un 7 trebuie să accepti. Frumos, să accept. Al doilea jucător care va veni liber de contract. Avem oameni în apărare. Ne-au venit totuși statisticile francezului Michael Pereira, bă, 90 cu 90, chit că are 33 de ani, are ceva stamina, o să mai scadă din OVR, asta e clar. Dar ca rezervă, să fie o rezervă rapidă, eu zic că e perfect, asta ne-ar trebui câțiva oameni rapizi, clar rezervă, îl ducem cu scopul, aaa, important o să fii tati, dar dacă vrei tu atâta, hai un 2 ani ca să nu mai stau să mai negociezi iar în iarnă contractul tău. Acție fără nicio clauză de rezilieri, dar din cer eu îți cam micșorez salariul. Ai vrei să, cam mai vrea atât așa de început? N-ai vrea. Bine frate, un 4.000 fix pe săptămână. Hai, 4.000 fix și acceptă, o să avem o rezervă extraordinară. Normal, speram să-mi aduc câțiva titular, dar nu prea am avut ceva de titular. De Gania nu mai avem bani. Stăpunarul care va fi clar în rezervă. Dar nu știu dacă să-l aduc. Poșca încă n-aș da banii pe apărarea mea încă merge, n-am nevoie.
Acum, dacă aduc un jucător pentru acum, Higuain, hai că nu-l mai iau. Capitu trebuie să-mi dau toți banii, de asta n-am bani. De încerca să am acolo, să fiu sigur că o să am o rezervă. Săpunaru, hai înapoi Liga 1. Măcar dă-mi și noi o fază de aia, măcar să retrag la noi acasă, dacă tot. Important, sigur o să vrei crucial, dar nu contează. E bun, accept și atâta. Un singur sezon la noi, că sigur te retragi după asta, e ok. Până nicio clauză de reziliere, că hai să fim serioși. E un salariu destul de micuț. A, e atâta. E ok atâta? Nu vrea atâta. O să accept așa. Chiar că mai pierd niște bani asemnătorii. Sunt până arul, te așteptam să vii la noi. Și-a mai rămas pletos sub Jarnason. Are stamină, are experiență. Bă, de ce nu? Totuși, nu trebuie să ținem acum cu oră când e eliminat. Bă, totuși, dacă totuși ca băieții bine. Haideți acum, să întoarcem roata, la fel. Hai ți-a doar un an, că nu știu cât de mult o să te iubească abonații mei, mai ales acum după ce ne-a eliminat. Bă, hai că e ok. Uite, că să-ți dau, îți dau un 5.000. De așa că azi discutăm să vorbim. Hai. 5.000 fix și eu sunt de acord cu tine. Vom veni la noi. Ne-am adus din sezonul viitor, vor veni acești băieți liberi de contract toți. În general, majoritatea vor fi rezerve, dar totuși este ok. Iar acum, de 1.000.000, trebuie să mai aducem un jucător sau să mai facem o schimbare. Dar nici nu m-am hotărât unde va fi schimbarea. Cam toți jucătorii ăștia se învârt în jurul sumei pe care eu aș vrea să o dau. Doar că ar trebui mai puțin. Dar încercăm cu Cărnat. Să vedem dacă putem face pe la noi pe Cărnat. Cu un schimb, cu un ceva, va fi perfect. Prima oară te întreb dacă vrem un jucător de-a nostru, Mocanu se va duce clar. Băi, sincer, dacă îl vrei pe Malele, frate. Sincer, eu l-aș da pe Malele. Dacă îl vor pe Malele, l-aș da cu cea mai mare plăcere și un 700. Malele sunt 700.000. Ar vrea pe Brăteanu, nicio șansă, nicio șansă, n-aveți treabă. Nu, n-aveți nicio treabă. Dacă vreți bandă, Blejdea, frate, dacă îl vezi pe Blejdea. Vă l-aș da cu cea mai mare plăcere. Acea sumă de bani, dacă n-a primit ofertă pe el, n-a, ce să fac? Atâta. Uite, așa. Blejdea și suma asta de bani, dacă vreți. Nu-l vor pe Blejdea. Aș face prostia, zic, bă, dacă vreți, vi-l dau pe Mățan, dar... Mai țam și atât, adică oricum e accidentat, oricum o fost cel mai ghinonist transfera nostru. Nici plus într-un viitor transfera ei nu a fost o idee foarte bună să o las acolo. Dar nu cred că mai avem nicio șansă să mai scoatem aici pe un bănuț în plus. Încerc aici să dau 1.000.000, dar probabil o să mă refuzi exact. Încercăm la al doilea. Bayram, Bayram, hai să încercăm la tine Bayram, la fel încerc să dau o bandă sau chiar un atacant, că nu m-aș supăra. Să vedem care să fie treaba, swipe. Winger, bă, vi-l dau pe Blejdea, vi-l dau pe Blejdea să face ce vreți voi cu el, voi nu vreți pe Blejdea. Îți propun un 900.000, dacă vrei, un 900.000 ar fi o idee chiar foarte bună ca să-mi bază să-ți plătesc salariul, adică vrei pe cutăresc cu bine, dar... 900.000 și dau așa continuu 900.000 până când te apropii de sumă pe care vreau eu. 900.000, 1% într-un viitor transfer, fii atent, băiat rău aici, asta putea duce și avem rezervă noastră. Bayram, în cel mai rău caz vii tu care măcar mai ești tu vreo ceva. Și Petril, deci valorează 1.200.000 și poți să le iau între 1.200.000 și 1.200.000. Deci cât credeți că o să ofer pe el 1.200.000? O să dau la schimb un jucător care ghiciți cât valorează. Cât valorează? 1.200.000. Îl vor pe Năstăsie. Ce mutare, bă, îmi place mutarea asta, aș putea să le iau pe Petrilă. Să încerc să aduc un alt mijlocaș.
Interesantă propunere, dar totuși rămâne un 300 și cu 1% într-un viitor transfer și aici mai discutăm. Bă, o ofertă chiar bună. Că s-ar putea să scoatem jucătorul ăsta la o sumă foarte mică de bani. Acceptă, 300 de mii. Acceptă. Cred că ăsta va fi și ultimul nostru transfer, îi dăm puțin mai în față. Carnat, bă, îmi pare rău că ne refuzi, dar reject îți dăm. Bayram nu s-a hotărât, iar pe Trillă, hai să-ți negociem contractul. Poate juca ăsta și pe stânga și pe dreapta. Bă, am făcut transferul, gata, nu mai. Vrea să fie și important, accept. Un contract, bă, 5 ani, frate. Un contract pe 5 ani, o să fii jucător care are contract cel mai mult la noi. Cel mai mult, dacă nu mă înșel, că era 4 ani și acum încerc un 2000. Asemănător cu 20.000. Suntem echipă mai slăbuță și acceptă, boșilor. Am adus ultimul nostru jucător, Petrilă. Dacă nu mă înșel, la un moment dat chiar l-a cerut unii prin comentarii. Deci, Petrilă, bun venit la noi. Propun să-l țin, dacă tot Blejde poate juca și că fă, presupun că o să las pe Blejde ca atacant de rezervă, Petrilă ca winger. Hai, prepeliță aici, că n-am pe cine. Bă, dar am prea multi benzi, Am utaj din Mățan. Din păcate, Deac tot n-are nicio șansă să prindă acolo băncuța de rezervi, asta este. Dar măcar ne-a făcut cât de cât o echipă interesantă. Băi, sincer, dacă tot vreau să fac o chestie acum la Croitorul. Croitorul, hai frate, băi, dar tu meritai de mult. Portarul numărul 1, că ai fost portarul nostru numărul 1. Bravo ție, ți-am dat ție tricou. Iar la nostru nou venit, dăm ție tricou liber cu numărul 22. Avem foarte multe tricouri liberi și cu 20, cu pe ala la. Cam aceștia cred că o să fie toate schimbările. Avem mulți jucători care o să vin. Nu te-au primit acum oferta și pentru Bayram. Dar frate, nu mai avem bănuți. Asta e, îmi pare rău, târziu. Bă, totuși, perioada asta de liberă, văd că ne-au făcut bine la echipă, că toți jucătorii sunt pe plus. Mai puțin Mățan, că nu o să putut antrena, dar în rest, toți jucătorii sunt pe plus. Deci e foarte bine, bine, și Petrele care e neutru, că na. Începem acum ușor, ușor, boșilor, fără bani, fără nimic, începem să avem o echipă în ce mai bună. Păcat că n-am putut lua un portarel care să fie acolo liber de contract. Vedem aici Boto, Oșan cu Argeșu acolo, poza puzilor. Îi dăm frumos mai în față și are rost să jucăm, are rost să jucăm. Este, dacă îi dau quick, simt sigur mi-a uitat mai bătaia. Deci hai să dăm o simulare de asta. Sincer, ăsta a fost așa, un meci în care nu s-a întâmplat prea mult. Eu avut băieți un singur șut și ăla nici pe poartă. O ținut mingea și doar o ținut așa pe lângă noi, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Intrăm noi în a doua repriză și încercăm să facem treaba mult mai bine. Băi, sincer să fiu, uite, chiar Chez aici faza a avut un gol. Am mocanul gol. Primul nostru șut pe poartă. Mi-are rost să mai intru. Îi dam așa în continuare, chit că n-am avut absolut deloc posesie, dar nici Botoșan nu a avut sub pe poartă. Acolo fază pe atac. Băi, Croitorul. Croitorul, cred că a fost jucătorul căruia am zis numele de cel mai multe ori. Croitorul mereu a fost zeuț. Opa, băi, ți-a 1-1 și încercăm să facem o chestie frumoasă. Opa, nu e... Bine, m-am speriat, a scrie acolo altceva și nu era ok. Nu știu dacă este nevoie să facem anumite schimbări. Poate Brătianu aici să iasă, încă nu, bă. Mai acuș. Haideți, boșilor, să încercăm noi să facem altceva, 1-1. Mulțumim că ne-a răs pentru a 7-a oară, am scos la editare, dar credeți-mă pe cuvânt că o apărut de foarte multe ori că s-a dus cross la City, chestii pe care nu interesează pe absolut nimeni. Hai, o pasă foarte rapidă. Știți tactica, 1, 2, 3, hai frumos, așa când începem să numărăm, dar Malele, de ce e atât de lentuț, Malele, ouleu, poate am jucat eu prost, dar bă, nici el nu s-a mișcat așa bine, Mocanu, așa foarte frumos ca să nu fie offside, Malele, hai dacă îmi scrii și ăsta, nu. De când a început, de când am intrat în meci, nu a ieșit mingea absolut deloc, n-am avut cum să fac absolut nici măcar o schimbare.
Mi-și obosit și jucătorii. 1 la 1. Știm că n-am jucat și că l-am simulat. O victorie decentă. Oricum sunt parte punctajul la jumate, deci cât. Oricum, dacă câștigam, primeam 3 puncte, fapt nu, perdeam 1,5, așa. În cazul care n-ați văzut, Prost s-a plecat la Manchester City pe 100.000, Gomez la Bayern și Neves aici. Cred că s-au făcut alte transferuri extrem de mari, Kane de atunci, vedem totuși City și-a făcut echipă. Bine, bă băieți, în episodul următor avem meciul Craiova, nu știu dacă o să bag echipa de rezerve. Mâine când o să filmeze episodul o să mă hotărăsc, pentru că nu știu dacă să trag tare să mă axez pe cupă sau dacă să stau și să bag aici echipa de rezerve, ca să fiu sigur că prind play-off-ul, că totuși vreau neapărat ca în sezonul următor, cel puțin în vară, să avem turneul ăla de calificare spre grupele Europa League, pentru că n-aș sta două sezoane în Liga 1 fără să fac nimica, deci. Dar totuși, mai important, neapărat abonați-vă cu clopoțelul activat ca să porniți notificare când apare episodul următor. Iar sunt obosit, dar mi somn. Numele meu este Diez, o zi extraordinară să aveți și tragem tare să facem o super echipă, neapărat boșilor, Europa League, neapărat.